Primele utilaje au intrat pe terenul de pe Mircea cel Bătrân, unde primăria municipiului Timișoara construiește o bază sportivă pentru profesioniști și amatori. Prima etapă a investiției primăriei Timișoara într-un complex cu teren de fotbal, piste de alergare, teren multifuncțional și alte facilități a început astăzi cu decopertarea terenului în zona viitoarelor piste și a clădirii cu tribune. Până spre finalul lunii, operațiunea va fi executată și pe suprafața viitorului teren de fotbal, după care va urma faza de pregătire pentru turnarea fundației clădirii. Potrivit graficului, până la sfârșitul lunii noiembrie va fi construită clădirea cu tribună de 417 locuri. În paralel, constructorul va pregăti solul pentru terenul de fotbal, ce va fi amenajat pe o suprafață de aproape 5.000 de metri pătrați și totodată va executa lucrări necesare pentru instalații. Complexul sportiv construit de primărie pe strada Mircea cel Bătrân va avea și spații verzi, locuri de parcare, cabinet medical, vestiare și spațiile tehnice. Lucrările vor implica și amenajarea unui teren de basket, pistă de alergare cu 4 culoare și groapă de nisip pentru săritura în lungime. Investiția se ridică la aproape 5 milioane de lei fără TVA și este suportată de primărie din bugetul local.